Lecția de azi e lucrare de laborator, determinarea constantei elastice a unui răsărit. Am două obiective. Să verificăm dependența lungirii absolute de forța deformatoare și o să verificăm că e o dependență liniară, deci alungirea crește liniar, graficul să ne dea o funcție de gradul 1, crește cu forța deformatoare, forța deformatoare fiind greutatea alternată de răsărit. Și al doilea obiectiv al lecției de astăzi, să determinăm constanta elastică a răsuritului. Orice arc are o constantă elastică, notată cu K mic, și care se măsoară Newton pe metru. Ca teorie, legea lui Cook, am făcut înainte legea lui Cook, da? E fost unitar proporțional cu alungerea relativă, unde E mare este modulul de elasticitate. Și putem să aranjăm această expresie ca forța F, forța deformatoare, o constantă ori alungerea absolută. Și vezi constanta elastică în spate scrie în funcție de efort unitar, de secțiunea S a corpului elastic și de lungimea inițială, E ori S supra L0. Cum determinăm forța elastică? Deci vom atârna o greutate de un răsurt și vom urmări alungerea, vom măsura alungerea răsurtului. Avem niște mase marcate, pe fiecare masă vedeți că 10 grame. Masa cârligului este de 10 grame. Încet, acum am pus 10 plus 10, 20 și cu 10, 30, alternăm cu 30 de grame. Și uitați, răsurtul s-a deformat. Noi trebuie să măsurăm întâi lungimea nedeformată a răsurtului, dar acum o măsurăm pe orizontală, pentru că răsurtul are și o greutate și se deformează și sub propria greutate. Și atunci îl așezăm pe orizontală și cu ruleta o să măsurați pe lungimea L0, da, pe orizontală. După ce măsurați pe L0, treceți valoarea, treceți în caiet. După aceea atașăm răsurtul de suportul din figură și atașăm masele marcate. Și după aceea măsurați lungimea în stare deformată, da? La punctul de sprijin până la ultima scară. Și o notați, uitați, în tabel, facem un tabel, numărul măsurători, trebuie să făcăm 10 măsurători ca să provocăm datele, masa alternată în grame, da? După aceea lungimea pe care o măsurăm, chiar forța F e greutate, pe care o calculăm, știți cum, da? Cum se calculează greutatea masele? Accelerația gravitațională. E mic ori G mic, da? Și accelerația gravitațională ce valoare are? Metri pe secundă la pătrat. Așa, și omul zice și ei se calculează. Deci aici masă alternată, lungimea măsurată, efectuăm calcul, să calculăm pe F, X-ul cum îl calculăm? E delta L. N, un numai deformări, el final minus L0, X, de fiecare dată, da, X-ul, și pe aceea constantă elastică. Păi, care este asta? F este K ori X. Și atunci K-ul va fi F supra X. Și determinăm K fiecare măsurătoare și facem media aritmetică, acelor 10 măsurători, dar valoarea finală este media aritmetică. Și pe aceea cinci calculele. Calculăm eroarea absolută la măsurarea, la determinarea constantei elastice. Avem o secțiune de calculul erorilor și facem și media, după aceea media aritmetică a erorilor absolute și rezultatul final cum se scrie? K mic plus sau minus delta K mic, valoare ce măsurătoare. Da? Pentru că noi nu aflăm valoarea, niciodată valoarea, nu putem ști valoarea reală. Deci știm într-un anumit interval. Da? Dar asta e o metodă și încă o metodă din panta graficului. Reprezentăm grafic X funcție de L și din panta graficului determinăm pe K mic. Da? Pe tangentă de alfa, catetă opusă pe catetă altora. Dar o să facem într-un dreptunghi din grafic și putem să măsurăm și determinăm. Deci pe două metode și trebuie să obținem aproximativ același rezultat. Da? Și v-am creat și un fișier, azi, pentru fiecare grup avem un fișier într-o foaie de calcul mixă, voi faceți măsurătură, introducem aici, introducem datele și efectuăm calcul în foaia de calcul și eventual și graficul, după aceea le scoatem și la imprimantă, da? Și le atașăm la lucrare.
Și acum tot colegul, elevul meu, Barangel Andrei, continuă și... Vă împărțit deja în patru trupe de câte doi să lucrați la stativele cu resortul la care veți agăța greutățile. Trebuie să vedeți. De fiecare resort vom agăța căligul acesta, fiecare având câte un bănuț de acesta de 10 grame. 10 grame are căligul și 10 are un bănuț. O să fie 20 de grame agățate de resort. Și vedeți că el deja s-a alungit. Da. Voi acum veți măsura cu rigla lungimea resortului de formă. O vă trece în tabel și apoi prin foaia de calcul pregătită. Vom calcula delta LX de formare. Și din aceste date o să introducem și masa pe care o agățăm de resort. Vom obține mai multe valori cu care vom calcula constanta elastică. 80 de mm. 55. Deci și continuăm să vă văd câte un sămbălut de 10 grame. Pentru a doua măsurătoare 30 de grame. 40 de grame, 50, tot așa, până la 110 grame. Lăsați testa, să testați. Am strâns date la toate echipele acum. Putem să le introducem în foaia de calcul de pe Excel. La fiecare grupă. Au fost fără cărlic, da? Ce am scris pe tablă? Da. Fără. Și strâns. Da. Prima grupă. Aștept să mă întâlnă și lungimea inițială. Prima grupă. Prima grupă. Cu date. Veniți aici. S-a obținut o diferență linieră și dreapta a fost trasată prin metoda celor mai mici pătrate, metoda de prelucare a datelor. Deci vezi cu albastru punctele experimentale, adică perechile de valori, punctele trasate conform perechilor de valori obținute din experiment și urma prelucării datelor s-a trasat cu roșu dreapta printre punctele metoda celor mai mici.